Bună, fetelor! Astăzi vom realiza acest model extrem de simplu cu floricele, pentru care veți avea nevoie doar de un lac de unghii transparent, oj pentru fundal. Eu am folosit acest albastru metalic de la Kalos, oj albă și un coral sau o piersicuță pentru a face mijlocul florilor. Albul este de la Flormar, iar acest coral este de la Gabrini. Bun, și după ce am aplicat primul strat de lac transparent, am aplicat două straturi de oj albastră. Am ales albastru pentru că mi s-a părut că arată mult mai reușit acest model cu un fundal închis. După care, cu ajutorul unei pensule, de fapt cu capătul ei, am realizat petalele florii mele pe care o voi pune pe această unghie. În momentul în care veți realiza petalele, către centru încercați să ridicați unealta cu care faceți voi floarea în sus. Pentru floricica mai mică am folosit o scopitoare, pentru că am vrut să iasă micuță și o scopitoare este excelentă pentru astfel de modele. Și bineînțeles că în mijloc am aplicat oja de culoare coral. Și îmi place foarte, foarte mult acest model. Cred eu că este foarte potrivit pentru o ieșire în aer liber, pe timp de vară, poate mergeți la plajă, poate mergeți la mare, poate mergeți oriunde, se potrivește foarte frumos orice fel de model cu floricele vara aceasta. Bineînțeles că puteți să încercați să faceți doar o singură unghie cu aceste floricele, unghia de accent, de obicei este bine să o alegeți, care în cea mai mare parte ar trebui să fie unghia de pe degetul inelar. De asemenea, puteți să încercați să realizați aceste floricele și cu alte culori aprinse, cum ar fi galben sau un roz fucsia. Bineînțeles, deci puteți să schimbați culorile, chiar și fundalul ar fi mers foarte bine cu un turcoaz sau un baby blue, adică un albastru deschis de tot. Puteți să schimbați combinația de culori, doar încercați înainte să vedeți exact cum ar arăta pe o unghie. Așa arată modelul nostru. Nu uitați la final să aplicați un strat de lac de unghii transparent peste, ca să reziste mai mult designul. Sper să vă placă, sper să le încercați. Nu uitați să-mi oferiți un like dacă v-a plăcut. Așa mi-arătați că apreciați acest model și faptul că vi l-am arătat. Comentați mai jos și spuneți-mi dacă o să încercați, dacă v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce v-a plăcut. Și până data viitoare v-am pupat! Ciao!